De ce creștinul ortodox nu cunoaște Biblia? Vă dau două exemple. Cu mici excepții. Pentru că nu avem în spatele, în activitatea noastră, n-am avut și încă nu avem, și trebuie să o avem, programul biblic, ceea ce există în alte biserici. Trebuie să spun și să recunoaștem toți și să fim onești și corecți dacă vrem mâine să putem penetra societatea și dacă vrem să mai ia cineva act de prezența noastră. Cu excepția câtorva dintre cei practicanți care cred. Uitați-vă despre ce este vorba. În spațiul evanghelic îl cunosc foarte bine. Am mult de lucru cu bisericile neoprotestante și cunosc bine acest câmp de viață. Să știți dumneavoastră acolo, dacă dau acum, avem 10 creștini din spațiul evanghelic și le dau Biblia și spun așa, vă rog să deschideți la Coloseni 1:12. În câteva clipe o deschis. Dacă îi dăm unui creștin ortodox să deschide Biblia la Coloseni 1:12 sau 2:12, s-ar putea să le prindă boboteaza. Și încă nu a deschis-o. Nici nu știe ce-i Coloseni. Dar nu din vina lui. Aici este important. Deci nu din vina dumneavoastră, ci din vina noastră. Pentru că nu avem programul biblic în biserică. Știți ce e Biblia? Și acolo putem să prindem ancoratul tinerii și pentru noastră echipe de lucru în biserică. Avem programul biblic, prezentăm în PowerPoint o temă, un capitol, un subcapitol din Biblie și echipe de tineri și de, în special de tineri, date tinerii. Programul cu ei, unde e programul cu tinerii? Programul cu tinerii, câțiva tineri inițiați să meargă din bancă în bancă, din loc în loc, să spună, ați găsit textul din Coloseni, haideți că vă ajut eu. Și textul din Coloseni deschis de tine creștin și subliniat și văzându-l în explicația preotului pe slide, nu o să uiți, înveți acel text, o să ți-l subliniezi, o să-l citești, o să-l citești și în momentul în care l-ai tot citit, o să deschizi acolo Biblia. De asta nu cunoaștem noi Biblia. Uite, știți ce e Biblia, iubiții mei? Și iarăși n-am mai vrut să mai continui portretul creștinului de mâine. Portretul creștinului de mâine, portretul creștinului autentic este portretul creștinului care e în biblioteca lui Dumnezeu zi de zi. Și m-ați putea întreba cum în biblioteca lui Dumnezeu zi de zi. Iată cum. Eu vă arăt această Biblie. Și dacă vă întreb ce am eu aici în mână, o să spuneți o carte. Și ați răspunde foarte corect. Nu, n-am aici o carte. Aici în mâna mea este biblioteca lui Dumnezeu sau biblioteca Duhului. Această carte are 70 de cărți aproximativ, din punct de vedere, diferențele sunt între noi, specialiștii. Vă rog să vă duceți acasă, acum și mâine, să vă duceți să vă cumpărați 70 de cărți.